Sisteme de supraveghere video în toate creșele de stat din Iași. Din această toamnă, toate cele 12 unități de învățământ vor fi dotate cu aparate video prin care va fi monitorizată întreaga activitate din interiorul creșei. Investiția se ridică la peste 100.000 de lei, bani alocați din bugetul local. Sistemele video vor monitoriza sălile de clasă, holurile, dormitoarele și sălile de mese. În municipiul Iași există 12 creșe de stat în care sunt școlarizați peste 600 de copii cu vârste de până în 3 ani. Decizia de a monta camere video a fost luată la aproape un an de când un copil de 3 ani dintr-o creșă administrată de primărie a fost jignit, dar și bruscat de educatoare și îngrijitoare. În urma conflictului de atunci, 3 angajate și asistenta șefă a creșei au fost destituite din funcții. La solicitarea primarului Iașiului, lunar taxa de școlarizare în creșe este de 220 de lei. În mai multe cartiere din municipiu nu există nicio creșă și nicio grădiniță de stat ridicată de primărie.